și demnitatea noastră. Marele romancier, Liviu Reveanu, spunea: neamul nostru românesc a fost cel mai liniștit din lume, pentru că el nu a purtat niciodată un război de cucerire, ci doar de apărare. Pentru că mulți dintre cei care și-au dat viața pentru noi, biserica nu i-a uitat și astăzi le aduce pomenire și rugăciune. Să ne gândim la Ștefan cel Mare, care atunci când a fost în frânt, a revenit acasă și a bătut în poartă și a cerut permisiunea mamei ca să intre, dar mama îi răspunde: du-te la oștire pentru țară noi și va fi mormântul încoronat cu flori. Să ne gândim apoi la marele poet George Coșduc, care în poeziile sale arată cum părinții duc dorul copiilor care sunt plecați pe front. Cunoaște poezia Trei Doamne și Toți Trei, în care bătrânul tată primește vestea că cei care sunt copii și au fost plecați pe front au murit. Dacă ne gândim apoi la poezia Mama, în care vedem cum bătrâna toarce împreună cu fetele până noaptea târziu și sare dintr-o dată la geam și una dintre fete o întreabă: ce vezi? Și ea răspunde: nimic, mi s-a părut așa. Iată, iubiții mei, jertfa pe care cei care s-au trudit pentru libertatea și demnitatea noastră. De aceea, în calitate de creștini, să aprindem o lumânare, să înălțăm o rugăciune și să zicem un Dumnezeu să ierte. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Să se îndrepteze rugăciunea mea către Mâia Doamne înaintea Ta. Ție îți voi spune tot necazul meu, o primește-mă rugă către Fiul Tău. Scapă-mă, Părinte, Tată Sfânt de sus, pentru jertfa crucii Domnului Iisus. Nimeni vai nu poate să-mi dea ajutor, nu scump mângâietor. M-ai chemat adesea, dar n-am auzit, și-mi cunosc
Să fii